Vârful Everest, așa zisul acoperiș al lumii, este un loc unde nu foarte mulți oameni au reușit să ajungă. Pentru mulți, escaladarea acestuia rămâne un vis, dar pentru alții, acest vis chiar se împlinește. Sute de alpiniști încearcă să escaladeze muntele Everest și alte vârfuri din Himalaya în timpul sezonului de alpinism de primăvară, însă în fiecare an muntele face victime în rândul curajoșilor. Până acum, numărul morților pe renumitul munte a ajuns din 1992 la peste 300. Majoritatea cadavrelor au rămas pe munte îngropate în zăpadă. Dar de ce escaladarea aceasta face atât de multe victime în continuare? Iată motivele pentru care oamenii continuă să moară încercând să ajungă în cel mai înalt punct de pe pământ. Zona morții. Corpurile umane funcționează optim la nivelul mării. Aici, nivelul de oxigen este adecvat pentru creierul și plămânii noștri. La altitudini mult mai mari, corpurile noastre nu mai pot funcționa corect. Dacă alpiniștii doresc să urce pe vârful Everest la 8848 de metri deasupra nivelului mării, trebuie să înfrunte ceea ce este cunoscută sub numele de zona morții. Aceasta este o zonă cu altitudine de peste 8000 de metri unde există atât de puțin oxigen încât corpul începe să moară minut cu minut și celulă cu celulă. În zona morții, creierul și plămânii alpiniștilor sunt înfometați la propriu de oxigen. Riscul de atac de cord și accident vascular cerebral este crescut, iar capacitatea lor mentală devine rapid afectată. Alpiniștii pot chiar ajunge să aibă halucinații în aceste momente. Corpul tău se prăbușește și moare, a declarat Shona Burke, o alpinistă care a escaladat Everestul în 2005. La o altitudine atât de mare, riscul este ca persoanele care urcă pe munte să dezvolte diferite afecțiuni, precum edem cerebral care presupune o inflamare a creierului sau edem pulmonar, care aduce cu sine o acumulare de lichid în plămâni. Peste 8% din alpiniștii care ajung la altitudini de peste 2500 de metri sunt afectați de o astfel de formă de edem, dar trebuie să luăm în calcul că Everestul se află la peste 8800 de metri altitudine, iar posibilitatea de a dezvolta o afecțiune de genul acesta este mult mai ridicată. Edemul pulmonar provoacă o tuse uneori atât de severă încât poate rupe la propriu o coastă. Nivelul scăzut de oxigen poate duce de asemenea la orbire tranzitorie sau hemoragie în vasele de sânge ale ochilor și întreaga experiență este atât de solicitantă fizic încât un studiu a constatat că alpiniștii de pe Everest pierd de obicei între 4 și 9 kg în timpul escaladării. Pe lângă aceste boli, cei care ajung în zona morții pot să facă hipotermie. Toți cei care dezvoltă simptome ale acestor afecțiuni amintite anterior ar trebui să fie coborâți imediat la bază pentru a primi tratament. Problema este că în ultimii ani o astfel de coborâre rapidă nu mai este posibilă, ceea ce ne duce la al doilea motiv pentru care oamenii ajung să moară pe Everest, traficul cauzat de cei care vor să ajungă în vârf. Traficul mortal. Cu cât cineva petrece mai mult timp la altitudinea de peste 8000 de metri, cu atât șansele ca persoana respectivă să moară cresc. Un om bolnav poate ajunge în situația să nu poată coborî de pe munte din cauza unui număr masiv de oameni care așteaptă să escaladeze în acel moment. În același timp, când alpiniștii așteaptă la coadă, ei nu mănâncă, nu beau și nu dorm. De asemenea, aceștia consumă provizii valoroase de oxigen dacă aleg să aducă rezervoare suplimentare și se expun unor condiții climatice foarte nefavorabile, temperaturile aflându-se constant sub pragul de îngheț. Febra de a ajunge pe Everest, indiferent de condițiile medicale, joacă probabil un rol în mortalitatea ridicată. Acești oameni investesc sume importante de bani și timp în acest demers și mulți dintre ei nu vor să renunțe să ajungă în vârful muntelui. O excursie pe Everest poate costa și $30,000 și luând în calcul acest aspect, într-o zi în care condițiile meteorologice sunt destul de bune, oamenii sunt foarte greu de convins să se întoarcă din drum. Din acest motiv, 11 oameni au ajuns să moară în anul 2019 încercând să ajungă pe Everest.
persoanele care au dorința de a ajunge în vârf sunt atât de legate de escaladarea muntelui încât devine o parte a identității lor. Asta înseamnă că ei încetează să ia în considerare alternative care nu se aliniază obiectivului lor principal. Alternative precum întoarcerea la bază când rămân fără oxigen sau abandonarea totală a escaladării. Foarte mulți își depășesc limitele corpului din dorința de a ajunge sus, dar corpul lor la un moment dat ajunge să cedeze. Unul dintre alpiniștii care au murit în 2019, Nihal Bhagwan, în vârstă de 27 de ani din India, a fost blocat în vârful muntelui mai bine de 12 ore, neavând posibilitatea de a coborî din cauza cozilor care se formaseră la urcare. El a rămas fără oxigen și a decedat la scurt timp după ce a fost coborât la bază. Luna mai, singura șansă. Probabil ați crede că vara este cea mai bună perioadă pentru cineva care ar vrea să urce pe Everest, dar luna mai este în general considerată cea mai bună lună a anului pentru a urca pe cel mai înalt vârf montan. Acest lucru se datorează zăpezii, temperaturii și vântului de acolo. Vârful Everest atinge stratosfera și în cea mai mare parte a anului muntele este lovit de vânturi de peste 160 de km pe oră care vor ucide un alpinist în câteva minute sau chiar îl pot arunca în gol. Doar în timpul apariției musonului asiatic, aceste vânturi se opresc și creează alpiniștilor ferestre scurte de 7 până la 10 zile pentru a urca pe munte. Cea mai mare viteză a vântului înregistrată la vârf a fost de 281 de km pe oră în februarie 2004. Pentru comparație, un uragan de categoria 5 aduce cu el viteze ale vântului de aproximativ 250 de km pe oră. Cele două ferestre în care vânturile nu mai bat atât de tare sunt în lunile mai și septembrie. Totuși, zăpada începe să cadă pe Everest încă din septembrie, astfel încât zăpezile proaspete compensează pauza vântului. De asemenea, luna mai asigură temperaturi relativ decente în jurul muntelui. Totuși, în tabăra de bază la aproximativ 5600 de metri, temperaturile din timpul zilei se ridică la aproximativ 12 grade Celsius, iar noaptea scad până la temperatura de îngheț. Această temperatură scade cu aproximativ 1 grad Celsius pentru fiecare 150 de metri de înălțime în plus, iar vârful se află la aproximativ 3200 de metri deasupra taberei de bază. Deci, chiar și în condiții ideale, vremea nu va fi foarte bună. Dar chiar și așa, problema este că foarte mulți oameni se înghesuie să urce pe munte în această perioadă a lunii mai și acesta este motivul principal pentru care acele cozi de oameni se formează în apropierea muntelui. Turismul pe Everest, expansiune necontrolată. Popularitatea muntelui Everest a atras un număr record de alpiniști pe vârful său în ultimii ani. Cererea uriașă a adus un număr tot mai mare de agenții de turism care concurează între ele, unele reducând taxele pe care le percep pentru a obține un avantaj. Pe măsură ce mai mulți alpiniști profesioniști pot să-și permită să escaladeze muntele, traseele sunt de asemenea din ce în ce mai pline de alpiniști fără experiență. Eric Murphy, un ghid turistic care a urcat pe Everest de mai multe ori, a declarat că și un număr mic de oameni neexperimentați este suficient pentru a avea un efect profund asupra mortalității de pe Everest. El a spus că alpiniștii se luptă atât de mult în zona morții încât ar putea să nu aibă energia necesară pentru a ajuta o altă persoană, cum ar fi cei neexperimentați. De asemenea, Nepal a emis un număr record de 381 de permise de urcare pe muntele Everest anul trecut, potrivit The Associated Press. Un număr egal de ghizi din comunitatea șerpașilor locali au însoțit acești excursioniști. Nepalul nu are reglementări oficiale pentru a stabili cine primește un astfel de permis. Alpiniștii au nevoie doar de o adeverință de medic pentru a primi autorizația. Criticii spun de asemenea că Nepalul este o țară destul de coruptă, care oferă permise în schimbul banilor, ceea ce nu ajută deloc la scăderea mortalității pe Everest. Așadar, oricine poate ajunge destul de ușor într-o astfel de expediție, chiar dacă e experimentat sau nu. Dar problema este că unii dintre acești curajoși nu mai ajung să se și întoarcă acasă după această experiență.
Așadar, Everest este un loc care a curmat multe vieți de-a lungul istoriei. Desigur, mulți oameni au ajuns să moară din cauza avalanșelor sau furtunilor de pe munte, dar tot la fel de mulți alpiniști au ajuns să moară din cauza faptului că nu au mai putut analiza corect situația în care se află și au luat anumite decizii care i-au costat viața. Dorința de a ajunge în cel mai înalt punct al planetei se poate dovedi fatală, după cum am văzut, și o astfel de experiență, de altfel foarte scumpă, ar trebui să fie realizată doar de cei mai experimentați. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, îți recomand și videoclipul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.